Mergem mai departe, Busu, și îți mulțumim mult de tot. Mergem la un sirian care este supranumit regele coafurilor din România și a ținut aseară o petrecere fabuloasă. La eveniment au fost o mulțime dintre clientele sale celebre care au răspuns unei provocări savuroase. Au avut de făcut un apel telefonic către cineva ales la întâmplare, iar în convorbire trebuiau să strecoare câteva cuvinte absolut fără nicio legătură între ele. Adică ca la nebuni. Haideți să vedem ce a ieșit. Vreau să-i fac și eu o provocare lui domnul Cătălin Măruț. Fii atentă. Da. Trebuie să-ți deschizi telefonul. Da. Să intri în agenda. Așa. Și să dai scroll. Și când îți zic eu stop, te oprești. Așa, hai. Am ajuns la final, că n-am multe numere n-ai, în agenda. Nu mă așteptam. Mă așteptam să fie plină agenda. Vezi ce înseamnă să fiu măritată? Hai să mai facem o dată. Hai, o iau așa. Stop. A, da, nu. Ce vrei să-l sun pe tata? Să-l sunăm pe tati, pune-l pe speaker. Începe o conversație normală în care să introduci acest cuvânt. Și pe parcursul conversației, da, da, mai extragi cuvinte. Ia, hai să... Nu. Ia, hai să-l sunăm. Dăm și pe speaker, nu? Da. Auzi, ce faci? Stau. Câinele ce face? E cu pleci. A, și făceai de mâncare? Da. A, știi de ce te-am sunat? Știi că îmi doresc geanta aia care este din crocodil, din piele de crocodil? Da. Păi asta vreau să zic, când dai bani să mi-o cumpăr? Da, câți bani? Păi este peste 15.000 de euro. Ți-am zis că vreau geanta aia cu crocodil. Bine. Deci îmi dai banii, da sau nu? A, și am uitat să zic, știi că m-am îmbrăcat în rochea asta care mi-am luat-o de la fata aia care are la Fashion Week la Miami și sunt cam balonată și mi se cam vede puțin burta. Da? A, și am uitat să-ți mai zic ceva. S-ar putea să fiu gravidă, mi-am făcut și programare la ginecolog. Așa, și știi? Vreau să mergem să mâncăm la ăla, la restaurantul ăla pescăresc, să mâncăm caracatița acolo, pe linia de tramvai, cum se numește restaurantul ăla. Da, bine, ai fost în direct la emisiunea La Măruță, m-a pus să fac o farsă cu cuvintele astea. Crocodil, unde crezi că putem mânca? Un crocodil? Da. Hai la... A, bine. Dar știi ceva despre eclipsa de aseară? Ce? Dacă știi ceva despre eclipsa de aseară? Nu, nu știu nimica. Cred că are legătură cu ginecologul meu eclipsa. E tot ce e posibil. L-am interesat astfel. Și mă simt cam balonată, știi? Îmbalonată. A, și tu? Poate ai mâncat o caracatiță și de-aia, că și eu am mâncat o caracatiță. Ce, nu mă, n-ai ajuns acolo la eveniment? Ba da, și am mâncat o caracatiță la eveniment și sunt cu cineva de la Măruță. Gata, Eli, a fost o farsă, a trebuit să răspund unei provocări și să introduc niște cuvinte în conversația noastră. Te pup, te sun mai târziu. Bună, Carmel, ce faci? O să vin direct la scenă să cânt, că... Vin să cânt direct, nu poți să vin să... Să vin la... Păi da, eu ajung, da, ajung târziu. Ești balonată sau ce? Am dormit, mă, n-am dormit azi noapte. De ce n-ai dormit? N-am dormit, am avut program. O, te pup, Relu, ce faci? Bine. Uite, sunt cu Brigitte, am venit aici la Pasam. Și vreau să văd ce faci. Deci are ăsta niște caracatițe pe aici, deci nu mi-a venit să cred. Caracatițe? Da! E plin de caracatițe! Ce caracatițe? Din alea de mergi la ginecolog cu ele! Alo? Otiniela, ce faci? Cum te bine, am ajuns acasă, tu? Ai fost la ginecolog? Nu! Nu am fost! Trebuia să merg? Nu știu! Aoleu! Stai așa, mă auzi bine? Da! Așa! Balonată ești balonată? Ce pariu ai pierdut? Ce se întâmplă? Ai făcut amor în seara asta? N-am făcut. Ai, mă, tu fata așa tânără și frumoasă nu faci. Ce să fac? Ai mâncat caracatiță? Acum o săptămână, da.
Aoleu, eu n-am mai mâncat de mult timp. Vezi că e eclipsă. Credeam că sunt stele. Mamă, e un țânțar imens. Un țânțar? E bine. Da. Am o din ele, gata, eram la o provocare aici pentru la Măruț. Mami, aoleu. Mami, e fix mami. Am mâncat și știi, mă mai plimbam pe aici în club și nu știu, simt așa la inimioară, un amor, o chestie, o trestie, știi ce vreau să zic? Te-ai îndrăgostit? E, poate că da, poate că nu, nu știu. Nu, de cine mami? Nu pot să zic. E secret? Îți zic, gen, nu știu, probabil o să, pot să zic ce meserie are. Are o meserie ok, dar nu știu ce părere o să ai tu. Ia spune. Gen, e un ginecolog. Și de ce n-aș avea o părere bună? Păi nu știu, îți dai seama. Ne, m-am îndrăgostit și eu fix de un ginecolog, a? Fix. Bine, mă, toate ca toate, să știi, aș vrea să, dacă poți să vii tu, gen, să mă iei de la eveniment, că de la caracatița aia sunt un pic ambalonată. Bibi, ce ai? Mă simt foarte balonată și, na, am ieșit afară, să rămână apa. Pupici, mami, pupici. Mami e obișnuită cu mine, cu nebuniile astea pe care le-am eu, dar are momente în care o panichez.